Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un story time. De astăzi până începe școala, o să vă fac niște story time-uri în care vă povestesc cum a fost în școala generală și în liceu. O să iau pe etape, o să încep astăzi cu clasa 1. Dacă o să povestesc un pic din 1-4, bine, văd eu cum de rai este la subiect, cât de mult o să mă duc în discuție în adâncime. De ce dracu traduc expresii în engleză? În fine, o să fac episoadele astea în stil podcast pentru că totuși avem și noi webcam acum să ne vedem mai bine și... O să fie mult de povesti și ar fi păcat să tai bucăți. Că și așa, eu când încep să povestesc o chestie sau stau noaptea în pace și mă gândesc la diferite lucruri, zboară mintea în atâtea direcții și mi-aduc aminte atât de multe chestii încât... Na, hai să începem cu clasa 1. Eu am început clasa 1 în 2006. Septembrie 2006, bineînțeles, 11 sau 17 septembrie, parcă, undeva pe acolo, m-am uitat eu în calendar acum câteva zile. A fost primii 5 ani de zile la școala numărul 3 Nicolae Titulescu din București. O școală destul de bună, aveam câțiva profesori încuiați, inclusiv învățătoarea. Învățătoare sau educatoare? Cred că învățătoarea e aia de la 1-4, nu? Și educatoarea e la grădiniță, parcă. Aia când dau căștile jos. Dacă încurc termenii, îmi cer scuze. Așa. Și mai aveam una de religie nebună prin clasa 5-a. După aia m-am mutat la țară. O să continui povestea cu clasa 6-a și 7-a în altă parte. Țin minte că am primit de la școală pe atunci rechizite. Deci de la început ne-au dat rechizite. Chiar dacă mi-au luat e-mail un cărucior de Carrefour, numai cu caiete, cu pixuri, cu... Nu pixuri, cu rezerve de stilou, că scream cu stilou, eram îmbrăcat în uniformă. Dar chiar, voi cei care sunteți la școală, la oraș, București, Ploiești, Cluj, orașe mari, este uniforma obligatorie? Chiar și cei care sunteți clasele mici sau clase mai mari, ia spuneți-mi dacă la voi se mai poartă uniformă. Eu doar în clasa 5 n-am purtat uniformă. În rest, 1-4 la București am purtat uniformă, clasa 5 la București n-am purtat, a 6, 7, 8 la țară s-a purtat uniformă și liceul la fel, uniformă. Comunism, maică, comunist să mor eu. Bun, hai să începem. Deci, treaba stă în felul următor. A fost septembrie... Apropo, pentru cei care poate ați mai auzit de școala Nicolae Titulescu, Backpack Your Life a fost acolo nu știu câți ani. La un moment dat s-a dus la altă școală și apoi s-a întors acolo. Da, ați auzit bine, Backpack Your Life a fost la aceeași școală cu mine, dar nu vă gândiți că ne-am văzut pe holuri. El e mai mare ca mine cu vreo 13 ani. Când abia învățam să merg în două labe, el deja era la liceu. Deci n-am avut cum să mă intersectez cu el. Ar fi fost interesant ca unele profesoare să-l fi avut ca elev. Asta chiar ar fi fost mișto. Dacă mă găsesc o dată cu Backpack sau cu foste profesoare de acolo, o să le întreb. Oricum, cred că toți din școala aia știu de el. Dacă el a fost acolo, na, are 500.000 de abonați omul. În fine, deci cum spuneam, țin minte că eram destul de ok, adică eram destul de încântat. Eu care acum aș da foc la toate școlile la care am fost, eram destul de încântat că am început școala. Că am trecut și eu de la grădiniță la școală. Și alții știu că mai povesteau, bă, că eu am plâns în prima zi de școală, că bă, eu n-am fost așa. Eu am plâns din când mi-am dat seama cât de oribil e și că nu e chiar așa frumos ca la desene, că nu suntem în America. Bun, și ne-au dat rechizite, au venit părinții cu noi în clase, după profesoara învățătoare a gonit pe părinți din clasă să rămână doar cu noi. Aveam orar de la McDonald's, gata, făcut. Eu țin minte că după ce m-a transferat de la București, în fiecare zi trebuia să vină un profesor să ne anunțe cu orarul, că nu era în stare să-l facă și când am venit noi acolo era gata, 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 a făcut orarul. Bine, una e școala la București, alta e generală la țară la mine și liceul la Urziceni. În fine, eram la litera B. Eram vreo 4-5 clase de întâi, de întâia, că n-a, eram în mijlocul Bucureștiului, nordul capitalei acolo. Eram vreo 20-22 de inși, parcă, dacă nu mă înșel. Dacă era mai mulți, îmi cer scuze. Bullying nu prea am avut în clasa 1, prea a doua am început eu un pic așa cu ciondănerile între copii. Ce să zic de profesoara mea? Ea făcea excursii în Grecia sau în alte țări, dar nu le făcea pentru copii ca să-i plimbe și să profite și să se plimbe așa, cu ocazia asta să-i ducă pe copii, că ținea mult la ei. Nu, i-a organizat tabere în diferite locuri din Europa
că acolo avea ea gagii. Deci, cum să spun, ea prin clasa a doua a început să se devină foarte arogantă pentru că eu, de exemplu, nu voiam să merg în excursiile ei pe unde ne ducea, că nu voiam eu. Nu suportam unii colegi, probabil, cine știe ce nu voiam eu. Și așa prefer să mă plimb singur sau maxim în 5-6 inși decât cu toată clasa, că și așa, când îmi amintesc cum era destul de cringe. Acum, mi-ar plăcea să iau vreo 20 de abonați, 30, să umplem un autobuz sau un vagon de tren să mergem pe undeva. Mai e până atunci. Și cum spuneam, ea organiza excursii prin diferite locuri prin zona asta Europei, că avea gagii pe acolo. Și era foarte arogantă și nu prea mă înghițea. Și taică-miu a fost satana pentru ea. Adică cum se lua ea un pic de mine că nu voiam să merg în excursii, să iau reviste. Îi zicea lui taică-miu. Și el venea în cancelare, se certa cu ea și cine știe ce se mai certau. Ciotă la o știință cu părinții. A aruncat taică-miu bomba. Că el ce a făcut? A căutat-o pe profesoara respectivă. Nu vă spun cum o cheamă, că nu vreau să fac denigrare. Probabil încă mai predă, nu stau să o caut, nu-mi pasă. Dar țin minte că a făcut-o de râs, că a găsit-o pe, și citez, cum spunea taică-miu, pe site-uri de buleală. Acum nu știu la ce se referea. Erau de-astea gen Tinder sau Facebook. Nu știu ce era pe atunci. Facebook nu cred că era. Sau nu era în România așa popular, că era 2007-2008. Adică știu că a apărut, dar românii nu cred că foloseau Facebook în perioada aia. Cine știe ce s-a mai, ce platforme erau pe atunci. Dar au găsit taică-miu, le-a zis la ceilalți părinți de acolo și a făcut-o de râs. Că și ea la fel, era arogantă. Cred că începuse cu fondul clasei, să dăm mai mult la fondul clasei. A, ți-o minte că voia să ne punem tablă digitală, electronică, nu mai știu ce a vrut să facem la clasă acolo. Sau niște de-astea, niște upgrade-uri. Și i-a zis, stai că noi deja eram clasa a treia sau a patra. Și i-a zis, bun, dăm bani și o să le folosească mai încolo? A, nu, rămân pentru următorii. Păi și ce facem? Plătim să le folosească un an de zile și după alții le folosesc pe degeaba? Și cam așa a fost. Dacă făcea chestiile alea, upgrade-urile alea la clasă, din clasa 1 și nu în a treia, a patra când terminam, na. Purtam uniformă, deci uniforma era obligatorie în 1-4, obligatorie. Dacă era vreo știință cu părinții, trebuia să o porți. Dar din clasa 5 în București, acolo nu mai trebuia uniformă. În București. La mine, la țară, aici și la Orziceni, uniforma obligatorie. Deci eu doar în clasa 5 n-am purtat uniformă, că a 6, a 7, a 8 le-am făcut la țară și apoi restul liceu la Orziceni. Foarte frumos, nu-i așa? Voi purtați uniformă? Sunteți obligați să purtați uniformă la școală? Lăsați-mi în secțiunea comentarii dacă purtați uniformă sau ați purtat în clasele cu tare, cu tare și cu tare. Și unde sunteți voi? La București, la Ploiești, la Baia Mare, în Vaslui? Să-mi spuneți și voi că sunt curios. Nu-și cunoșteam pe nimeni din clasă de la mine de acolo, în clasa 1. Când am terminat grădinița era gard în gard cu școala. Și țin minte că din grupa aia, grupa se zicea, grupa mare, nu? Parcă grupa mare. Grupa mare cum eram eu, doar eu cu încă unul, țin minte că îl chema Octavian. Doar noi doi am terminat și am mers la școală. Restul de la grădiniță au mai stat. Noi am început la 6 ani, 6 ani spre 7 școala. Probabil că aia care au rămas la grădiniță încă un an, ori m-au dat pe mine mai târziu la grădiniță, dar nu cred. Cred că ei voiau, părinții lor voiau ca ei să înceapă la 7 ani, nu la 6 ani. Eu am început la 6 ani, mai de tânăr așa. Adică aveam deja colegi care aveau deja 7 ani și la fel și la liceu. La clasa 9-a, eu aveam 14 ani, mulți deja aveau 15. La fel, probabil că ați avut și voi prieteni sau și voi sunteți un pic mai mari, gen, înțelegeți voi. Colegii voștri încep anul cu o vârstă, dar voi deja sunteți mai mari ca ei, că ați avut ziua de naștere în vară sau chiar în primăvară. Am avut, în schimb, un coleg în liceu care era cel mai mic, era chiar mai mic cu un an, pe ăla l-au dat prea devreme la școală, cu că s-au nimerit așa cu lunile alea. În fine,
Voi câți ani ați avut când ați început clasa 1? 6 ani sau 7 ani? Ia scrieți-mi comentarii. Țin minte că în clasa a doua m-a avut o colegă repetentă, dar nu de învățătură, probabil că a lipsit mult de la școală și de aia. La un dat se mai transferase unul la mine în clasă, dar plecase, nu mai știu de ce. Parcă am zis că eram 20 sau 22 și mă plictiseam la ore. Primele 2 ore ci că eram atent, după mă plictiseam. Nu știu de ce, noi aveam abecedarele, le păstram acasă. Deci toate manualele din clasa 1 le-am păstrat. Pe alea din a doua mi se pare că le-am dat înapoi. Prin a treia și a patra multe manuale le cumpăram eu. Că erau ieftine parcă în perioada aia și erau varsa alea pe care ne dădeau de la școală. Și bine că primesc acum mesaje. Telecom, taci din gură. Așa. Mi-am pierdut și ideea. Fac așa. Și știu că aveam niște chestii în care, sub niște poze, asta până să învățăm alfabetul, vreau să facem niște bulinuțe și eu nu știam cum se fac alea. Deci nu aveam habar ce sale. Ori am lipsit eu, că știu că în clasele mici răceam. O săptămână veneam la școală, o săptămână nu veneam, o săptămână veneam, o săptămână nu veneam. În halul ăla de des răceam. Era și chestia că maică mi-am îmbrăcat gros și probabil că transpiram pe drum. Și mi s-a slăbit sistemul imunitar, am învățat numai la căldură și cum bătea un pic vântul afară sau era geamul deschis, în clasă se erisească, gata, răceam. Și mi-a zis taică-miu că la un moment dat ne-a dat un test ceva și eu nu știam ce înseamnă să copiezi și nu știam ceva. Am scos cartea pe masă și am căutat acolo. Deci se uita profesoara și colegii la fel erau, mai ales învățătoarea, făcea Ovidiu. Ce faci? Caut, că nu știu. Halul ăla eram eu. Atât de panarabă eram. Vai de capul meu. Ce dracu mai făceam? Țin minte că tot așa, parcă odată o împușcam. Copil tâmpit ce eram și eu, că n-am, mă jucam Counter când eram mic. Când din clasele mici mă jucam Counter. Am avut PC încă din clasele mici, că făceam portofolii și dorbile, trăgea taică-miu la imprimantă și gata. Aveam portofoliile făcute, că ne punea să facem portofolii în dosar cu șină, cum e acum când trebuie să depui un dosar undeva la o instituție a statului. De pe atunci eram învățat cu dosarele cu șină. Păi aici a trecut timpul, ce drăcii făceam, nu m-aș mai întoarce acolo, sincer. Ce mai făceam pe acolo? Aveam multe materii inutile, pe care și acum în ziua de azi le consider inutile. Pe multe le-am uitat, deci la multe le-am uitat existența de atunci. Dar făceam desen, educație, plastică, bă, cât de cât sunt utile în clasele mici. Este că le-am făcut și la liceu. Asta a fost extrem de trist. Ce să vă mai povestesc așa? Cred că luasem premiul 2, cred, premiul 3, nu știu ce luam. Ce se dădea pe atunci. Eu am prins după ce au băgat chestiile alea în clasele mici cu foarte bine, bine, suficient, insuficient. Primul suficient l-am luat în clasa a doua, cred, și insuficient cred că am luat în clasa a treia. Și țin minte că am plâns când am luat prima dată insuficient, că mi-era că mă ceartă taică-miu. Vai de capul meu, deci am atât dezamăgit că am luat insuficient. Lasă că după ce am ajuns la liceu, când îmi zicea, când îmi dădea profesoara un 4 și nu un 2 sau un 3, îi ziceam să rumâna. În fine. Da, eram foarte pus așa, scris pe făcut teme. A, voi vă făceați temele cu părinții? Eu le făceam cu maică mea. Nu-mi plăcea să fac temele cu taică-miu, că își pierdea răbdarea și se enerva. Și nu-mi plăcea deloc să fac temele cu taică-miu. Până prin clasa a doua am făcut temele cu maică mea. Voi aveți frați mai mici și vă faceți temele cu ei? Eu asta chiar nu știu. Ce am mai făcut? Științe cu părinții cred că erau, dar cine știe ce ne ziceau pe acolo. Și din... încă o chestie mișto, că zicea un prieten de-al lui taică-miu că bă, dar chiar așa ai fost la singura școală din București cu bazin de not și n-ai făcut și tu un not? Da, la școala aia era bazin de not. Când am început eu clasa 1 era în renovare. Nu știu de câți ani era în reparații, dar în momentul ăla era în reparații. Deja se lucra la el. Și prin a treia sau a patra i s-a dat drumul și m-am dus și eu să not acolo de vreo 3 ori și după m-am dus acasă și după nu m-am mai dus că am răcit sau nu mai știu, chiar nu m-am mai dus după. Învățasem să not cu
Plută din aia de oțeie așa și nu ne lăsa cu colac. Ne punea să venim cu din astea, cu peturi goale, să le legăm de noi și nu știu ce era neregulă cu antrenorul ăla de not. Am făcut un not de câteva ori, dar nu mi-a plăcut. Mie îmi place apa maxim să o beau și când mă mai spăl pe cap, că trebuie să-mi întrețin părul. Da, roacerii chiar se spală. Are un unchi o vorbă. Eu beau apă așa, se mai nimerește să înghit un pic din greșeală când mă spăl pe dinți și atât. Hai că eu nu sunt chiar în halul ăla. Și la treia sau patra am notat un pic la școala aia acolo. Și în afară de învățătoarea asta care era foarte arogantă și una de religie care ne cerea bani într-una, că venea cu revist. A, da, da, chiar, mi-am amintit. Pe voi vă puneau profesoarele de religie să vă cumpărați manual de religie, că nu era bună la de la școală. Eu ne puneau și mai venea cu o revistă, cu Tezătorii, parcă se chema. Știu că e o revistă veche, că și taică mi-au prins revista aia. Și cumpărai revista, ea trebuia să-ți dea rest nu știu cât, n-avea mărunt la ea, sau nici nu te trecea atunci, și zicea, bă, să dai banii pe revistă. Simte că era un băiat sărac, a plătit de două ori, trebuia să plătească și pentru a treia oară. Altul la fel, venise cu bani mai mari, parcă rămăsese să-i dea 2 lei. Săptămâna următoare, miercurea sau când avea religia, asta e din clasa 5-a, cu profesoara asta, eu zicea, bă, vezi că ai să-mi dai 2 lei. Și eu eram, ce? Adică și eu eram uimit că se întâmpla asta. Telefon n-am avut în clasele mici. În a doua am avut un Nokia 1208, parcă. A treia sau a patra aveam un Nokia 3310. Ziceau niște colegi că era telefon de fetițe doar pentru că era un Nokia subțirel. Dar arăta bine, adică cineva îl băga în pachetul de țigări. Nu coleg. Am văzut mai târziu pe unul care avea un telefon de la și îl băga în pachetul de țigări. Aștept să-ți caut acum, dar nu stau să-l caut. Aveam pe undeva și o poză cu mine, clasa a doua. Mă rog, eu am multe albume, dar nu stau să le caut acum că mele sunt în altă cameră și până stau să le caut. Asta și că eu mă uit la poze numai dacă mai vine o persoană mai apropiată și am chef să-i arăt un pic din copilăria mea să vadă. Și așa singur mă simt trist. Adică mă uit singur la poze, nu le arăt nimănui. Mă rog, vi le arăt vouă. Dar îmi place să mai fie o, măcar o persoană de peste 18 ani de sex feminin lângă mine. Nu știu de ce vorbesc așa politically corect. Ce s-a mai întâmplat așa interesant prin clasa 1? Chiar nu mai știu. Cred că am zis tot. Cred că asta e tot ce mi-amintesc. Ora de sport o făceam cu tot cu învățătoarea. După prin a doua sau a treia făceam cu un alt profesor de sport care era cam handicapat. Că dacă își uita careva Adidas și în sala de sport sau ceva, nu mai erau găsite. Ziceai că făcea el aprozar, nu aprozar, SH cu haine rămase pe la copii uitate pe acolo, că dacă uitai ceva pe acolo nu le mai găseai. În schimb, în clasa 5, dacă uitam ceva în bancă, le găseam în dulap în ziua următoare, că lăsau acolo femeia de serviciu. Simte că mai puteam să-mi uit Adidas și ne punea să luăm Adidas separați pentru ora de sport. Nu mai știu. Odată mi-am uitat o căciulă, parcă. Ea nu mai știu. A trecut mult timp atunci, că știam că aveam bulanul să mai uit chestii. Cred că asta ar fi cam cu clasa 1, cred. Dacă mi-a scăpat ceva, îmi cer scuze. O să zic în episodul următor, pe care cred că o să-l filmez după ce închei pe ăsta. O să pun episoadele în stil podcast, așa că în episodul următor o să vorbim despre clasa 2, a 3 și a 4. Despre clasele primare, clasele mici. Să vă povestesc în mare cam cum a fost în toate acele clase. Deci cam ăsta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. În fiecare zi o să pun câte un episod în care vorbesc despre cum a fost în școală și liceu. Pe bucăți. Și ne vom auzi în episodul următor. Apăsați pe clopoțel ca să nu ratați, deveniți membru ca să vedeți videoclipurile cu cel puțin o săptămână înaintea restul, înaintea celorlalți. Și lăsați în comentarii cu ce story time-uri să vă mai fac. Hai, ciao les tuturor!